Aceasta este rețeta noastră de astăzi, gnocchi cu broccoli, baby spanac și nuci coapte. Vă invităm să gătim împreună. Avem nevoie de gălbenuși de ou, parmezan, făină, cartof fiert, o să-l punem la fiert împreună, și nuci. Bun, vom pune cartofii la fiert. Vom pune și sare în apă. Și vom lăsa la fiert. Cartofii sunt gata. Îi vom curăța. Cartofii sunt curățați. Îi vom da prin răsătoare. Prin cea fină. Bun, cartofii am dat prin răzătoare și acum vom pune parmezanul. Gălbenușul de ou. Făină. Piper. Și puțină sare. Și îl vom incorpora. O să băgăm mâna. Vom face ca o cocă. Așa ar trebui să iasă. Deja alotul nostru prinde contur. Aluatul nostru este gata. Îl vom rula. Vom lua decât jumate din compoziție.
terminat acolo, poți ori să vin cu ace, ori să pleci de acolo. Bun. Luăm, îl vom tăia. Vom repeta aceeași. Bun. Îl vom pune la fiert. Vom pune sare în apă. Apa trebuie să fie deja clocotită. Și vom pune gnocchi. Deci apa trebuie să fie clocotită. Îi lăsăm 5 minuțele. Cât timp să fie gnocchi, noi vom face sosul. Avem nevoie de parmezan, gorgonzola, broccoli, baby spanac, nucă prăjită. Vom pune gorgonzola. Am pus niște apă de la paste. O să lăsăm să se topească. Vom pune și parmezan. Noi chinoșii sunt aproape gata, îi vom pune peste sosul nostru făcut. Vom pune nucile. Broccoli. Și câteva fire de baby spanac. Și aceasta este rețeta noastră de gnocchi cu baby spanac și broccoli și nuci coapte. Vom monta. Arată foarte delicios. Vom pune ca decor niște nuci. Punem 2-3 bucățele de broccoli. Și parmezan. Și puțin ulei de măsline. Și acesta este preparatul nostru. Gnocchi cu gorgonzola, baby spanac și broccoli.